salut. Au parte de o... Wow! Două luni foarte frumoase aici la Lorand, în Cluj. Extraordinar, a fost o experiență fantastică pentru mine, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere profesional. Cea mai bună experiență din viața mea. Super tare, sunt atât de recunoscător că am avut ocazia asta și cu asta începem vlogul, pentru că urmează să mergem la București. Hai să mergem! Te salut și iată, după călătorie cu Uber-ul, am ajuns la aeroport. Acum e timpul să mergem spre București. Și acum e timpul de check-in în lui Boca acolo. Să ai ceva de citit Atenție, se închid ușile. Și iată că am ajuns la București în sfârșit, după o zi lungă și o călătorie de la Cluj. Urmează ca mâine să fiu la o conferință aici de tehnologie, de startup-uri. Abia aștept, sunt foarte entuziasmat. După cum ai văzut, l-am întâlnit chiar și pe Emil Boc în aeroport la Cluj și el a venit la această conferință pe care o vei vedea imediat după aceasta. Pentru mine urmează un somn, o noapte și apoi următoarele două zile le voi vloga în acest mod în care probabil că ai început să te obișnuiești deja. De aceea te invit să te abonezi la canal și trecem la conferință. We are honored to welcome you to the second edition of the Digital Romania International Forum. Acum aproape un an organizam la Guvern prima ediție a Forumului România Digitală și asta după ce la aproape un an de guvernare ne-am dat seama că această explozie a dezvoltării sectorului IT în România trebuie infuzată și în sectorul economic, dar și în administrația publică. Și că e greu să ne imaginăm o reformă a statului, o dezvoltare economică în România, fără să ținem cont de o realitate. Și anume faptul că inteligența românească concentrată în acest sector, aș putea spune, a făcut minuni în ultimii ani. As the Prime Minister Cholos said, there's really an explosion of activity in the digital economy in Romania, but as the Commissioner pointed out, that this explosion is not well distributed. To be here for the first time in Bucharest, I have to say that the city reminds me a lot of Paris, the city where I come from, and the city where I launched Uber, the mobile app, about 5 years ago.
povestim puțin despre tema. Ne-am dezvoltat ca un ecosistem, plecând de la nevoile de bază ale clienților, să găsească produsul dorit, la prețul dorit și la un serviciu foarte bun. Dacă vă uitați puțin la panel, Iulian, care chiar dacă e trailer, printă digitalul, e într-un capăt, iar eu sunt în celălalt capăt. Am putea spune că industria și digitalul încadrează politicul. Dacă e să mă gândesc la România, eu aș fi fericit ca digitalul să încleșteze, să prindă ca înclește politicul. Că se nu-i lase prea multe opțiuni legate de introducerea tehnologiei. Pentru că dacă mă uit la anul trecut față de anul ăsta, anul trecut aveam GovIT Hub, care a fost un proiect, după părerea care avea șanse excepționale. Anul trecut eu credeam, împreună cu un grup de deșteți, că digitalizarea guvernării se poate face și de sus în jos în România. Anul ăsta nu mai cred lucrul ăsta. Anul ăsta cred că digitalizarea trebuie făcută de jos în sus. Și de asta vorbesc de primării, pentru că aici am intrat vorbim noi ca industrie și să știți că am făcut niște statistici, recensământ, pentru că aici va conta foarte mult cine este guvernatorul local sau echipa de guvernare locală. Și există orașe, există județe în România, nu sunt atât de multe, care sunt deschise să facă lucrul ăsta. Și atunci, noi ca industrie trebuie să, cu adevărat, să colaborăm cu guvernările locale, care poate să fie la nivel de județ, la nivel de oraș, localitate, pentru a ajuta partea de digitalizare, care încă o dată, ca specializare, nu poate să le facă altcineva. Iar România, pe partea de digitalizare sau de a guvernării, guvernare bazată pe tehnologie, în momentul ăsta, lipsa guvernării digitale este o frână în calea dezvoltării antreprenoriatului în tehnologie. Și acum, alte specializări. Deci, sunt două specializări care sunt mai generale, care, după părerea mea, se potrivesc României. Una este legată de marketing automation. Un lucru care s-a întâmplat și este mai clar decât anul trecut, e că a început un fenomen, el a început de câțiva anișori, dar acum începe să devină principal, de automatizare a influențării oamenilor. Salut! După cum spuneam și după cum ai văzut, sunt la eveniment. Foarte tare, foarte interesant. Sper că ți-a plăcut parte din ce ai putut să vezi. Au fost speakeri foarte mari din România. De exemplu, a fost CEO Bitdefender, a fost CEO EMAG, a fost și fostul prim-ministru Dacian Cioloș. Lucruri foarte interesante, anumite inițiative care vor să ajute la creșterea acestui mediu de afaceri din România, iar un lucru care mi-a rămas în minte foarte interesant din partea lui Florin Talpeș, CEO Bitdefender, a fost faptul că în România, da, există foarte mult IT-ști, foarte mult knowledge pe partea asta, dar în ceea ce privește startup-urile, o problemă foarte mare este lipsa de cunoștințe în mediul acesta de business, lipsa cunoștințelor și a skill-urilor de business. Iar pe asta vor să se concentreze unii, să adauge mai multă valoare antreprenorilor sau viitorii antreprenori, fondatorilor de startup-uri, cum e și cazul meu, să învețe mai mult de partea asta de administrarea afacerilor, de relații și așa mai departe, nu doar cea de IT, programare, networking și altele. Mai am multe să-ți arăt, rămâi pe fază și ne vom revedea. The speech about the digital transformation to boost the kind of growth, the GDP, and for actually for the competitiveness of the companies the Romanian in the global perspective. And in order to do this, it is very important, we will see, the contribution that the connectivity layer, the mobility, can do in the evolution toward 5G, since this will boost, and we will see, digitalization. Anywhere. Actually, it is. Europe is going into a third world continent. Any of you know why? 12 years ago, Europe was responsible for 32% of the global GDP production. 12 years later, now, Europe is responsible for 21% of the global GDP production.
We're talking about 30% decrease in productivity in comparison to the global productivity for our continent for less than 12 years. And this part of the world, and I know all of you know, because there is no stranger in this room, I'm sure. When Central Eastern Europe has been mentioned, it's been like naughty, good, bad, but mainly with the adjective of a child. Mr. Karim Prantagur, he is a senior software developer. He has recently revalidated his startup and entrepreneurial activity founding Symetrade, where he is the founder and CTO. But the name Symetry comes from the Greek word symmetria. It means everything is symmetrical in the machine itself. Every single machine that we developed so far is perfectly symmetrical. And the engineers among you would say, yeah, I know why. Symmetry means that you only have to design one part of the printer and then the other one you just have to mirror it. And it's true. But nevertheless, I liked how it looked, and these are some of our early concept drawings developed like 2 years ago. Obviously, this actually needed to go many, many development processes and research and development processes. But in the end, we got to a point where we said, okay, we are able to actually start manufacturing these devices in Romania. And one of the most important things for us was the fact that we needed help from Romanian companies, we needed help from Romanian corporations, we needed help from Romanian research facilities and universities. And we got everything that we needed from doctors in mathematics, to engineers, to manufacturing complexes, and now corporations that are actually interested in our products.